Bun găsit, stimați telespectatori! Dacă este joi, este emisiunea Forum IT, așa cum v-am obișnuit în fiecare săptămână. Sunt Alin Niță, gazda emisiunii din această seară. La acest sfârșit de an am ales să vorbim despre speranță. Speranța că vom avea un an mai bun, speranța că ne putem pune mai bine în valoare talentele pe care le avem, speranță că vom putea atrage fondurile de care tot discutăm pe zona de tehnologie, speranță că le putem și implementa. La această emisiune avem două doamne invitat, așa cum se cuvine la un sfârșit de an, dar poate că și un început de an. Luiza Baniai, Luiza, bine ai revenit! Bine v-am regăsit! Luiza este expert în transformare organizațională și consultant în dezvoltare umană. Este o persoană potrivită să putem discuta despre talentele din zona de tehnologie, având multă experiență și multe meciuri în picioare în această zonă. Alina Ștefan, Alina, bine ai venit la noi în emisiune. Bine v-am găsit. Mă bucur să fiu alături de voi. Alina este consultant, hai să spunem, în zona de startup-uri. Ce mi-a atras atenția este că este un bun, hai să spunem, sfătuitor, dacă îi spunem, să spunem, acest advisor, un bun sfătuitor privind talentele sau tinerii care ar vrea să pornească un business, sau poate că sunteți tineri mai de demult în businessul pe care îl aveți, în care poate să pornească un business și să știe de ce ar avea nevoie, cu ce se confruntă. Doamnelor, suntem la final de 2022. A fost un an special în zona de fintech în 2022. Cum ați perceput acest an? Alina? Să încep eu. 2022 a fost foarte dinamic, în sensul în care au luat naștere foarte multe startup-uri, s-au maturizat și foarte multe fonduri din piață. Avem și foarte mult suport din afară, din regiune și internațional. România văzându-se astăzi ca un hub în zona tech, deci într-o permanentă creștere. A fost un an bun și datorită faptului că au ajuns să se maturizeze startup-urile care au luat viață anterior și, cel mai important, cred că s-a format o comunitate. O comunitate care ajută și startup-urile care iau naștere astăzi, dar și cele care sunt deja în piață, să crească accelerat. Deci a fost un an foarte, foarte bun și unul promițător și pentru anii care vor veni. Luiza? Asta înseamnă că speranța există. A fost un an foarte bun și pentru, nu doar pentru startup-uri, dar și pentru companiile tech mari, pentru că a fost un an al transformării. E un an greu din perspectiva faptului că au fost multe schimbări de dus, în afară de cele aduse de pandemie, au fost cele aduse de război și de asemenea de întoarcerea parțială la birou. Ca atare, au fost multe lucruri de multe mingi de ținut în același timp, în mână. Și asta sunt sigură că a avut și părți bune, dar și părți mai puțin bune pentru managementul companiilor, mai ales. Da, cunoaștem faptul că și noi am vorbit în alte emisiuni, cuvântul care a caracterizat și care a caracterizat 2022 a fost transformare digitală, transformare de orice natură, inclusiv în zona de startup-uri, pentru că pentru a te transforma ai nevoie de anumite abilități, anumite cunoștințe și, foarte important, mentori sau un sfătuitor pe care să-l ai aproape ca să te ajute să gândești cumva o direcție pe care vrei să o apuci. Ne lipsesc, sau mai bine zis, știm că este un deficit de oameni în IT și este de mai de mult timp. Toată lumea se confruntă cu acest deficit. Cum atragem tinerii? Cum atragem talentele pentru a intra în astfel de proiecte de tehnologie?
Cred că important e să știm unde ne dorim să ajungem și să înțelegem puțin cu ce pornim la drum, ce resurse avem locale cel puțin. Într-adevăr, avem o școală foarte bună de oameni de tehnologie în România, școli foarte bune de oameni, pepiniere de oameni de tehnologie. Nu avem foarte mulți middlemen, deci oameni de la talentul inițial la un business, de zona aceasta care le cuprinde pe amândouă și tehnologie, și înțelegerea tehnologiei, dar și aplicabilitatea ei într-un plan de business. Aici cred că ne lipsește puțin know-how, nu că n-ar exista, dar nu e aplicat corect. De ce? Pentru că de multe ori nu știm ce nu știm și nu știm unde să apelăm pentru a ne ajuta sau a debloca situația în care suntem într-un anumit moment. Iar într-un startup, pentru că vorbim de permanentă schimbare și pentru că vorbim de o permanentă adaptabilitate sau adaptare la condiții noi, pentru că în fiecare fază te lovești de alte probleme, alte situații, cred că e din ce în ce mai multă nevoie să avem mentori în piață, astfel încât să putem debloca rapid echipele care sunt hands-on, care se ocupă efectiv de business, astfel încât ele se poată crește cât mai repede. Da, mai avem talent în România? Pentru că, așa cum spuneai, bun, există o pepinieră. Suntem de acord că este de mult timp vorbim că avem o pepinieră în care putem să creștem oameni. Este o combinație între sistemul de educație, modul în care învață oamenii extra sistemul educație clasic pe care îl avem. Mai avem talent în România? Talent, uite, depinde cum definim talent. Și ar fi bine să definim acest talent. Pentru că și aici e important ca fiecare companie să-și definească ce înseamnă talent pentru ea. Și asta se definește în legătură directă cu strategia companiei. Pentru că de la companie la companie, de la business la business, talentul poate fi diferit definit. Din punctul meu de vedere, talentele pornesc de la, sunt în toate cele 5 generații, deci nu, care se află în același loc de muncă în momentul de față. Nu cred doar în talentul tânăr sau în talentul de 30 de ani sau de 40 de ani. Este vorba despre ce înseamnă talent și talent este, repet, bine de definit în corelație cu strategia. Ăsta este motivul pentru care de la startup până la o companie medie, mare, este nevoie ca lucrurile astea să fie definite atent de la început. Pentru că altfel, strategia prin care tu îți atragi oamenii potriviți în companie ca să poți să creezi loialitate și în final să vorbești despre retenție, poate fi făcută într-un mod sănătos așa. Altfel, va fi făcută heirupist. Și altfel o să ajungem la discuțiile la care se ajunge în momentul de față legate de faptul că nu mai avem talente sau că nu avem de unde să-i creștem. Avem de unde să-i creștem, avem multe surse de unde să luăm oamenii potriviți. Ce e important este să știm ce avem nevoie și pe cine luăm pentru ca să ne putem atinge obiectivele pe care ni le-am propus din perspectiva business-ului pe care îl facem. De multe ori aud în conversațiile, nu numai cu antreprenori, dar și în companiile cu care colaborez, lucruri cifrice, numere, foarte multe numere, foarte puține date pe baza cărora să poți să faci analize. Foarte mult se doresc acum numere, numai că nu doar cifrele rezolvă lucruri, ci și procesele prin care se ajunge de la strategia pe care tu ai din perspectiva business-ului și legătura cu oamenii din companie pe care tu te bazezi ca să poți să-ți atingi obiectivele. Și așa definim talentele. Altfel, nu poți să ai o strategie coerentă de definire a talentului. Poate ne povestești tu, Alina, cum este în zona startup-urilor strategia asta de gândire a cine este potrivit pentru mine ca să încep sau să continui un business într-o zonă startup. Cred că e foarte important să tu ca business owner să-ți faci o strategie cât mai bine închegată și apoi să-ți dai seama ce
personalități cheie sau ce roluri cheie ai nevoie în respectiva traiectorie și să îi cauți. Aici depinde că, la fel cum spunea și Luisa, nu ne uităm doar la cei tineri. Poți să te uiți și la competiție, poți să te uiți și la business-uri care au fost de succes sau care n-au fost de succes. Putem atrage cross-industry, da? Din industrii diferite, nu neapărat din tech. Și cred că aici foarte importantă e încrederea, să ai încredere că nu numai că există acele talente, dar e și datoria ta să oferi încredere și să le captezi și să investești în ele pentru a se dovedi a fi persoanele de care chiar aveai nevoie. Adică nu este unitar efortul. Ține foarte mult și de cultura organizațională și aici cred că Luisa poate să ne povestească mai mult cât de importantă este cultura organizațională, mediul pe care îl construiești și este datoria unui lider să construiască mediul în care lucrurile se întâmplă și cresc, pentru ca cineva care are potențial să ajungă să fie omul potrivit și să se dezvolte și să evolueze și să performeze în organizația ta. Și aici cred că Luisa ne poate da un pic mai multă structură pe ce știu că se întâmplă sau ar trebui să se întâmple în viața de business. Și e foarte important, ca să vin cu o completare, până la urmă, unde vor să meargă specialiștii, unde vor să lucreze specialiștii, ce caută ei în organizațiile sau în companiile în care vor să meargă, pentru că aceste talente la un moment dat migrează dintr-o parte într-alta, astfel încât să-și găsească locul, așa cum bine ai ridicat la fileu către Luisa, locul în care se simtă bine. Da. Dar locul acela trebuie și creat. Crea contextul. Contextul trebuie creat, menținut și monitorizat. Sunt cei trei pași din cadrul unei schimbări. Ei e nevoie să fie respectați. Cultura organizațională, o definiție foarte simplă care mie mi-a plăcut întotdeauna și o spun de fiecare dată când am ocazia, este modul în care oamenii fac lucrurile se întâmple și este parte din business. De multe ori în ultima vreme am auzit această separare business și cultură. Nu, cultura este parte din business. Businessul nu poate exista fără oamenii care îl fac. Iar toți oamenii au nevoie să simtă că contribuie, că au impact, că sunt văzuți, sunt recunoscuți, deci au semnificație și că se conectează. Dacă noi reușim prin acțiunile pe care le facem, prin poveștile pe care le spunem, prin feedback-ul pe care îl dăm, să atingem aceste patru elemente, este un pasul cel mai important. 50% din treabă este făcută. Pentru că, talent sau nu, oamenii au nevoie să simtă că au sens și că aparțin. Dacă au aceste două elemente și că există un scop al muncilor, astfel încât contribuția, impactul, recunoașterea și conectarea să fie acolo. Dacă ele sunt acolo, ei se simt motivați. Mai departe, ce au nevoie este, din punct de vedere al învățării, să poată beneficia de exemplu, un tech, de tehnologii pe care și le doresc, în care cred, despre care vor să afle lucruri noi. Depinde de stadiul de dezvoltare în care sunt. Și atunci compania este nevoie să fie conștientă dacă poate oferi sau nu acest tip de dezvoltare. Cam atât de simplu este așa povestit. Este foarte greu din perspectiva culturii organizaționale, pentru că o cultură înseamnă acțiune. O cultură înseamnă că ești aproape de angajații companiei, că înțelegi, că simți ce simt ei, că ești acolo, faci lucruri împreună cu ei. Apropo de inovație, că se folosește foarte mult termenul de inovație. Inovația în cadrul unei culturi este bubbling, este acțiune, este libertatea pe care o dai propriilor de angajați să vină cu, și invitația de asemenea, să vină cu ideile lor pe care tu, alături de ei, le hrănești și vezi care din ele poate fi susținută să fie dusă mai departe. Pentru asta este nevoie să existe apropiere, interes, grijă. Nu poți doar să vii să ceri, veniți cu idei și să te aștepți ca toată lumea să vină cu idei, pentru că nu se va întâmpla asta.
Până la asta ai nevoie de încredere, de onestitate, de deschidere, de creare. Și asta e cultură. Asta e cultură organizațională. Și aș mai construi un pic pe ce menționezi tu. La fel de important este ca oricine din echipă și indiferent de la cine a venit ideea să fie aproape de succes, să se împartă succesul, să se împărtășească bucuria succesului cu toată lumea, astfel încât toți angajați, indiferent de rolul lor, să simtă scopul lor și faptul că energia pe care au depus-o, efortul pe care l-au depus, s-a concretizat și trebuie sărbătorit, da, de ce nu, acel succes, primul client sau prima variantă de aplicație sau de tehnologie. Deci toate aceste bucurii din cadrul companiei trebuie împărtășite cu toată lumea, astfel încât energia aia să crească și să aducă cu sine mai multe roade și oamenii să fie în continuare engaged, să fie implicați. Cred că ăsta e un lucru foarte bun. De cele mai multe ori, și cred că aici e diferit în startup-uri, fiind echipe foarte mici, și greu este dus împreună și bucuria este mai ușor de împărtășit, că de cele mai multe ori lucrăm într-un birou sau în câteva birouri foarte apropiate. Dar trebuie această filozofie dusă indiferent de cât de mare ajunge să fie organizația. Și cred că aici ce am văzut în ultimii ani, că multe companii mature, spre întreprinderi chiar, încearcă să adopte mai multe obiceiuri din zona de tech. Și aici ne poți povesti, poate, Luisa, un pic despre agilitate și reziliență și care au fost strategiile adoptate de către organizațiile mari tocmai în a... care sunt un model pentru mulți. Exact, dar el ajung să-și dorească să se comporte mai mult ca startup-urile, tocmai pentru că ce e văzut în startup este această dinamică. De la comunicare, la cultură, la eficiență, totul se mișcă un pic mai rapid și atunci se uită înspre filozofia de startup în a fi asimilată de către organizații mari. De aici, Luisa, cred că ne poți spune un pic despre ce se întâmplă bine în startup-uri și care sunt aceste filozofii de tip agilitate și cum poate fi introdus într-o companie, cum poate o companie și să... Aș vrea să completez, poate că ne ajută în formularea acestui răspuns. Atunci când vorbim de talente și vorbeai tu foarte bine, Luisa, legat de inovație, vrem până la urmă să inovăm. Cuvântul ăsta de inovație este posibil ca și în talentele pe care le avem să mocnească anumite idei pe care nu le-a scos omul undeva pentru că n-a avut curaj, pentru că n-a avut contextul necesar. Și atunci, la un moment dat, va vrea să facă acest pas. De multe ori nu știe de pe unde să o apuce, iar dacă este tânăr, și aici poate ne poți recomanda ulterior ce ar putea să facă tinerii cu astfel de idei combinat cu talentul, competențele, abilitățile pe care le are, astfel încât să le pună undeva în practică. Dar foarte bine ai menționat-o, Alina, și ridicat la fileu pentru a clarifica de ce se mișcă mai bine o organizație care este pe acest specific de startup, astfel încât să ducă către inovație mai ușor, să ducă către a scoate un produs mai rapid și nu să fie așa, să aducă, să tragă bolovanul. Cu de cele mai multe ori asta se întâmplă. Lasă că e și mâine, se mai poate face. Păi este și un context extern, este și un context intern, este și un alt mod de a comunica. Decizia se ia mult mai rapid. Nu există atât de multe nivele decizionale. Lucrurile sunt clare din perspectiva interacțiunii, pentru că sunt puțini oameni. Dar dacă startup-ul își propune să scaleze și să devină o organizație mai mare, dacă nu învață din experiența organizațiilor mai mari, din experiențele cele mai de succes, să spunem, cum să facă această scalare, modul în care ei au reușit să comunice la început, când erau poate 5-10 oameni, nu o să fie asemănător cu cel cu care vor urma să comunice la 100-200 de oameni. Ăsta este motivul pentru care veți vedea că, din perspectivă organizațională, există diferențe
între organizațiile de 50 de persoane, 150 de persoane, 300 de persoane, 500 de persoane sau peste 1000 de persoane. Sunt modalități diferite de a interacționa, sunt modalități diferite de a comunica, de a dezvolta lucruri, de a lua decizii, de a rezolva probleme. Dar ca să mă întorc la ce funcționează în startup și ar putea fi folosit într-o companie mai mare, este transparența, este fun-ul, distracția, pentru că există libertatea aceasta încă, neîngrădirea poate, nu lipsa de politețe. Pentru că la un moment dat, acum câteva zile, auzeam lucrul ăsta într-o conversație. Nu este vorba despre asta. E vorba despre faptul că există această comunicare fără bariere, cu niște limite, există curajul de a spune lucruri, există acest entuziasm de a face lucrurile să se întâmple, există decizia rapidă, dar și practicile din companii, apoi când startup-ul crește, sunt foarte utile în startup-urile care ajung în runde superioare, pentru că acolo e nevoie de cu totul alte comportamente care îi vor ajuta să poată să atingă obiectivele pe care și le-au propus. Și atunci eu cred că e nevoie să existe un schimb de practici între aceste tipuri de organizații, până la urmă. Iar din punct de vedere al talentelor, cred că fiecare organizație este important să își definească, ca atunci când își definesc strategia de business, cu aceeași seriozitate și în același timp cu aceeași pasiune, care sunt profilele care vor fi importante ca eu, businessul X, să pot să continui, să pot să cresc, să pot să-mi ating obiectivele și să se gândească. Le am în companie, nu le am în companie, dacă nu le am în companie, de unde pot să mi le aduc, dacă nu le am în companie, cum pot să le cresc în interiorul companiei, care este efortul pe care trebuie să-l depun, cine mă poate ajuta și apoi să-și fac un plan care este parte din planul de succesiune al oricărei companii care are o abordare sănătoasă a ceea ce înseamnă creșterea și dezvoltarea capitalului uman în interiorul companiei. Putem crește aceste talente în interior? Absolut. Ele se pot crește... Pentru că de multe ori spunem că, bun, talentele acestea trebuie să le luăm din piață, le luăm eventual de la competiție, le aducem în organizație, ne bucurăm că l-am adus acel talent în organizația mea, după care trebuie să-l integrăm. Poate că uneori îl integrăm bine, alteori nu. Și aici poate aș vrea să discutăm cum integrăm aceste talente în organizație și să nu privim că talent înseamnă numai o persoană. Talent înseamnă cum, poate chiar toate persoanele cu care colaborăm sunt talentele cu care noi plecăm la război, da? Ca și companie. Putem, dacă nu, să creștem aceste talente în organizație și cum? La un moment dat defineam high potential, care este de multe ori egalat cu ceea ce înseamnă talent. Deci, ca fiind, și nu eu am definit asta, dar discutam chiar cu niște manageri din tech. Mă întrebau cum se măsoară potențial. Potențialul e o promisiune. Iar talentul, repet, este important de definit de către fiecare companie în parte, în funcție de strategie și de business. Dar dacă vorbim strict de potențial, potențialul, așa inginerește definit, este o combinație între inteligență emoțională și learning quotient, capacitatea de a învăța. Atâta timp cât eu am atitudine pozitivă, privesc cu bucurie lucruri, să le sărbătoresc, am capacitatea de a mă bucura de fiecare milestone din viața mea, nu doar de rezultat și dacă nu-l ating pe acela pe care mi l-am propus să fiu trist toată viața, am acest growth mindset, că tot auzim discutându-se acum de growth mindset versus fixed mindset. Și learning quotient, care este capacitatea de a putea învăța din situațiile prin care eu trec, că sunt bune sau mai puțin bune. Nu învățăm doar din ce nu e bun. Chiar săptămâna trecută auzeam într-un workshop pe care l-am avut cu mai mult de 100 de manageri despre faptul că feedback-ul pozitiv este cel mai ușor de dat. Și am întrebat, câți dintre voi dați feedback pozitiv? Nu dăm. Dar e cel mai ușor de dat.
cel constructiv este cel la care noi trebuie să lucrăm, pentru că el este cel valoros. Nu ambele sunt valoroase, ambele sunt valoroase. Ambele sunt valoroase pentru că îți cresc capacitatea de a învăța. Și prin feedback pozitiv și prin feedback constructiv învățăm. Și noi și cei care îl primesc. Și aici aș mai adăuga, nu știu dacă literatura de specialitate pune această valență, dar am văzut-o și o consider extrem de importantă. Și în organizațiile mari și în organizațiile incipiente, în fazele incipiente, și mai ales în viața personală, trebuie să existe acest confort cu eroarea. Noi, în personal, să fim confortabili să greșim, pentru că e imposibil să fim curajoși și să vrem să facem lucruri și să riscăm să facem lucruri dacă în compania în care lucrăm nu se permite eroarea. În aceeași măsură, e foarte greu pentru o companie să crească dacă nu permite eroarea și dacă nu există o cultură în care să se înțeleagă că dezvoltarea câteodată și inovația mai ales înseamnă și un procent de eroare, de greșeală. Și chiar se încurajează să faci mai multe erori ca să poți duce către... mai repede. Exact. Să știi ce drumuri să nu iei, să știi ce resurse să nu irosești. Și cred că toate companiile pe care noi astăzi le vedem a fi de succes, că au făcut-o strategic sau nu, au avut acest element de acceptare a erorii. Și cei care au dus-o și în zona de strategie, da, să încurajăm în continuare, indiferent cât ne-au costat lecțiile învățate, au putut crește mult mai repede. Și asta e foarte greu pentru noi din cultura românească venind și venind dintr-un sistem educațional care nu ne învață să acceptăm noi cu noi eroarea cu ușurință. Și cred că trebuie să lucrăm un pic mai mult, tocmai pentru că nu avem încredere în această zonă. N-am pornit cu multă încredere din copilărie și atunci trebuie să lucrăm un pic în plus pe această zonă, atât cu noi cât și în organizațiile pe care le definim. Cât de greu este să construiești o echipă care se bazează pe anumite idei, hai să nu mai spun neapărat talent. Bun, ok, fiecare persoană are abilitățile pe care le are, au o idee, mai ales acum, iată, când vorbim de foarte multe proiecte în zona de digitalizare și idei care pot să apară. Cât de greu este ca că ești tânăr sau că poate ești mai lucrezi deja în altă parte, vrei să creezi o echipă în care să duci acel produs mai sus. Cât de greu este să construiești echipa asta care poate de multe ori înseamnă diferențe de vârstă, care poate să însemne diverse, hai să spunem, bagaje de cunoștințe pe care, vine în acea echipă? Cred că e poate elementul cel mai complex dintr-o companie. Pentru că nu știi de foarte multe ori. Adică nu știi dacă ceea ce cauți tu când ți-ai făcut strategia este corect. Nu există perfect corect în această dinamică. Și nu știi dacă potențialul pe care l-ai în față, promisiunea respectivă, este cea care se va dovedi a fi de succes. Prin urmare, e foarte bine să ai un plan, cum zicea și Luiza, e foarte bine să-ți faci o strategie de unde îmi pot găsi talentele, ce înseamnă talentul pentru mine, unde îi găsesc, care este planul meu de dezvoltare și unde îi voi găsi pe cei viitori. Și apoi plecăm iară de la încredere. Trebuie să, odată ce considerăm că am găsit acest match, da, că am găsit pe cineva care se potrivește, că este istoricul, că este potențialul, că este promisiunea, foarte important este să întrebăm și pe ei, pentru că oamenii, dacă îi întrebi, o să-ți spună ce îi mișcă, care este driverul lor, ce își doresc ei să facă ei cu ei în viața lor și ei în relație cu tine. Cât sunt dispuși din talentul lor să-l pună la dispoziția ta ca și companie, ca și organizație. Cât își doresc să investească. Și atunci când, dacă ai încredere și dai omului o șansă și un context potrivit. Și bineînțeles, sisteme cât mai multe în funcție și de cât îți permite nivelul companiei în care ești ca și structură.
dacă îi dai toată susținerea de care el, de care el are nevoie și toate resursele care îi sunt necesare, cred că șansa ca acest talent să fie deblocat, că de fapt despre asta e vorba. Noi vrem să deblocăm acel talent și acel talent să devină o resursă a noastră, al persoanei respective și a companiei. Și este posibil ca acele talente să le chiar să le avem în organizația noastră, dar să mocnească undeva, să nu le scoatem niciodată de acolo. Cum facem să le scoatem din organizație? Că sunt talente, că sunt idei, că sunt inovații, că sunt... Poate oamenii au reticențe în a vorbi despre ele. Cum facem? Făcând prima oară cunoscut ce înseamnă talent pentru tine. Arătându-le colegilor și colegelor cum ajung acolo. Este un proces simplu și clasic de schimbare. Când vrei să se știe, trebuie să spui prima oară. Uite ce înseamnă talent pentru mine, compania X. Uite cum sunt recunoscute talentele. Uite cum poți ajunge acolo. Uite cum ce se întâmplă dacă ajungi în poolul ăsta de talent. Dacă lucrurile astea nu sunt transparente, din start 30% e pierdut. Doi, este nevoie să-ți înveți managerii din companie, managerii, cei care conduc echipe, cum să vorbească, cum să identifice aceste talente, cum să se adreseze în discuțiile cu ei sau cu ele și ce au de făcut mai departe. Uman vorbind, apare și temerea. Adică eu ce fac? Vorbesc acum cu Alina talentul, eu sunt managerul și adică ea cumva în viitor ar putea să fie înlocuitorul meu. Și atunci compania e nevoie să înțeleagă și siguranța psihologică a managerilor și să vină cu elemente de siguranță pentru ei. Să învețe că în momentul în care, uite, tu faci lucrul ăsta și tu mai departe vei putea crește în zona aceasta. Pentru că altfel există blocaje. Și e normal, e uman. Ca atare, în momentul în care chiar îți dorești să ai o strategie de management al talentelor, este important să pleci de la business, coroborat cu ceea ce înseamnă modul în care se întâmplă lucrurile acolo în companie, și rolurile de care tu ai nevoie ca să-ți atingi, sigur, nu există perfecțiune în lucrul ăsta, dar e nevoie să iei în considerare zona de people, cum îi spunem noi, zona de oameni. Fără ei nu ai cum să faci lucruri să se întâmple. Nu se poate. Și ca să răspund și la întrebarea de mai devreme cu cât de greu sau de ușor este să construiești o echipă, și eu sunt de părere că este foarte complex. Și ce este important este să ne reamintim că managerii au nevoie de instrumente ca să poată să facă lucrul acesta. Angajații simt apartenența față de echipa din care fac parte. Sigur că sunt aleg și brandul pentru care se duc să lucreze sau nu, dar în principiu aleg brandul pentru care se duc să lucreze, mai ales în tech. Dar contribuția, impactul, conectarea, recunoașterea vin în primul rând în primul cerc al lor, respectiv echipa. După care în cercul extins, care poate fi echipa cross-funcțională. După care departamentul. Deci ca să construiești o echipă, în primul rând ca manager, e nevoie să știi cum să o faci. Să ai instrumentele potrivite și să poți să practici lucrul ăsta. Dacă ție permanenții se vor cere să livrezi task-uri, și contra cronometru, ți se pune focus doar pe un lucru odată, nu vei avea și tu, nu ai curajul să exprimi sau ești într-o companie în care nu se poate exprima lucrul ăsta, vei face doar alocare de task-uri și vei lucra cu un grup de oameni, nu cu o echipă. Echipa este nevoie să fie hrănită, să aibă un scop comun, să aibă direcție, să aibă un manager care să o țină pe direcția respectivă, să o motiveze, să sărbătorească, să monitorizeze rezultate, să se bucure împreună. Altfel nu este o echipă, e un grup de oameni. Când
atragem tineri în organizația noastră, da? Cât de important este să învățăm pe acești tineri, în afară de a scrie cod, să-i și pregătim cumva pentru viață, pentru viitor, pentru ce înseamnă poate proiecte mai complexe. Că de cele mai multe luăm oamenii, vrem să valorificăm maxim, dacă vrem să valorificăm de ceea ce știu și să învețe cât mai repede, pentru că au abilitatea asta de a învăța cât mai repede anumite lucruri. Dar cât de important este să să-i putem ajuta cu o, nu neapărat, poate și carieră, cu o dezvoltare personală, cu o dezvoltare profesională. Este, din punctul meu de vedere, și aici aș invita oricum pe Alina să vorbească poate mai mult despre proiectul pe care îl are chiar acum în lucru. Da, din punctul meu de vedere, este cel mai important pentru mine companie să știu cum fac creșterea, dezvoltarea fiecărui level, fiecărui nivel profesional pe care l-am în interiorul business-ului meu, astfel încât să pot să-i sprijin într-un mod sănătos să-și facă jobul pentru care i-am invitat și mi-am dorit ca angajați în interiorul organizației. Referitor la tineri, este de ajutor ca această educație să înceapă încă din liceu, pentru că acolo ei își încep să-și aleagă viitoarea carieră. Avem tineri minunați deja care programează din clasa 5-a, a 3-a. Dar în liceu deja încep să își dea seama încotro vor să o apuce. Pe de altă parte, este foarte important să ajutăm generațiile care primesc tânăra generație în interiorul organizației să aibă mai multă înțelegere, mai multă răbdare și mai multă deschidere spre a asculta cu interes. Nu doar a spune că ascultă activ. Ascultarea activă cu semne de genul Da, nu neapărat. Asta înseamnă deja să te ocupi de oamenii respectivi ca să ajungă a face lucrurile acestea care poate în liceu, poate în educație, în școala normală, nu au avut ocazia asta să le... E normal să ajungi să faci lucrul ăsta și pentru fiecare generație în parte să te uiți ce anume este de dezvoltat. Pentru generația noastră, 45 plus, au fost anumite elemente de dezvoltat. Pentru generațiile celelalte sunt lucruri diferite de dezvoltat. De exemplu, pentru cea mai tânără generație care vine acum și este alături de noi în câmpul muncii, voința poate fi o competență mai mult de dezvoltat decât a fost la generația noastră. Dar asta nu înseamnă că e mai bine sau mai rău. Este un element de dezvoltare. Poate gândirea critică la generația foarte tânără este de dezvoltat mai mult decât poate a fost la alte generații. Dar digitalizarea, sunt cuvinte care pentru mulți înseamnă cu totul altceva. Exact, curiozitatea sunt elemente pe care trebuie să le dezvoltăm la alte generații, nu la tânăra generație. Și atunci de asta și acum spun și apoi o las pe Alina să ne povestească de ultimul proiect de care se ocupă. Cred că este important la noi să învățăm toate generațiile astea să se împrietenească mai mult cu propriul ego, să înțeleagă că împreună pot face lucrurile diferit decât le pot face separat și că mentoratul și reverse mentoring-ul, din punctul meu de vedere și din ce am citit așa statisticile ultimilor luni de zile, devin competențe mandatorii în orice companie. Adică nu mai este doar un instrument. Mentoring-ul funcțional mai ales este important să devină o competență și compania să investească în dezvoltarea acestor competențe. De asemenea, pentru startup-uri ar fi de dorit să se creeze practici prin care ei să-și dorească să apeleze la astfel de mentor, cum spunea și Alina mai devreme, care să-i ajute pe zona de business, procese și oameni. Alina?
Bun, aici o să vorbesc un pic din rolul de mentor într-o academie antreprenorială, unde rolul nostru de mentor este să îi ajutăm pe tinerii antreprenori să guverneze mai bine startup-urile pe care le inițiază. Și aici e mai puțin diferit la dorința noastră de a forța informație, mai ales pe cei tineri și pe oameni în general. Eu cred că e o artă să îi faci pe cei din jurul tău curioși și să-i deschizi în a găsi soluții ei înșiși în proiectele în care sunt implicați, dar nu pot să forțezi pe nimeni să învețe. Nu recomand a forța pe nimeni să învețe, pentru că atunci felul în care este însușită informația nu e felul în care poate le-ar fi lor cel mai bine. Însă putem să le arătăm modele care funcționează, putem să îi învățăm să-și pună ei întrebări, putem să ghidăm ceea ce eu numesc discovery, deci această aventură a descoperirii. Să descoperi care e pasiunea ta, ce îți dorești să faci, unde îți dorești să-ți duci business-ul, cum vrei să arate. Și deblocând aceste, să zic, borne de succes, ei vor fi dornici spre a prelua, a-și însuși informație. Și doar acolo și doar atunci poți să vii, nu numai cu informație în general, dar cu informație aplicată. Că odată ce începe acest dialog fără judecată și efectiv descoperim împreună drumul, atunci și noi ca mentor putem să-i ajutăm mult mai aplicat, cu sfaturi mult mai bune, să fim alături de ei și să fie drumul lor, nu drumul nostru. Nu să forțăm informație bazată pe experiențele noastre anterioare, care nu de fiecare dată se potrivesc. Faptul că am făcut eu ceva în anterior nu înseamnă că poate defini sau ar trebui să definească traiectoria unui alt antreprenor. Dar suntem acolo într-un dialog și într-un drum împreună, care de cele mai multe ori, sau sub această formă, cred eu, șansa de drum de succes poate exista. Nu este garantată de absolut niciun factor, dar cu siguranță și modul în care colaborăm și ceea ce și ia valoros un antreprenor dintr-o astfel de sesiune de mentorat, îi prinde mult mai bine. Da, ai spus și tu că noi avem totuși o pepinieră de oameni pe care îi putem forma și îi duce către o anumită direcție. Clar, avem softiști buni, recunoscuți în lume, pentru că pot să facă anumite lucruri, și asta se datorează cumva și faptul că în modul de educație pe care noi îl avem, nu se axează numai pe partea de tehnologie, se axează și pe matematică, biologie, pe toate celelalte activități colaterale și care duc până la urmă, atunci când vorbim de un proiect, de anumite soluții, de o soluție care practic răspunde la niște necesități. Cunosc limba engleză, se adaptează ușor, dar totuși lipsește ceva. Întrebarea este, lipsește cumva faptul că ei nu intră în proiecte complexe și că sunt unii dintre ei rămân la anumit tip de proiecte de rutină în care trebuie să facă numai anumite lucruri? Ce am observat eu, și mi-e foarte greu să generalizez, o să spun ce am observat ca și tendință. Este faptul că e foarte ușor să ai niște idei preconcepute, nu o să pot să cresc pentru că cred eu că e un pericol acolo sau e o companie mai mare ca mine și nu o să pot să fiu mai... Ce cred că e o limitare este mindset-ul. Adică faptul că noi nu avem încredere în noi că putem să facem ceva într-adevăr mare sau valoros sau de impact. Și aici ține de noi mentorii să dăm mai multă încredere în ei și să-i forțăm să gândească cât mai amplu. Să viseze, dacă mi-aș putea permite, să viseze cât mai departe,
ulterior, gândindu-se și la structură, la etape, la resursele de care vor avea nevoie. Dar am văzut acest comportament, le teamă să și viseze. Și atunci, pentru că n-am fost învățați. Dacă în copilărie, nu știu, veneam și spuneam că o să schimbăm lumea cu internetul sau cu Web3, nu știu, poate cineva ne spunea imediat cum îndrăznesc să visez atât de departe. Pentru că mai avem câteva secunde. Speranța pentru 2023, scurt, Luiza? Investiția în creșterea încrederii în sine și în a te vedea în fiecare zi așa cum ești și a te bucura de ceea ce ești și a-ți propune ce vrei să faci în continuare bazându-te pe ceea ce ești. E nevoie să ne vedem așa cum suntem și să ne bucurăm de calitățile pe care le avem. Și cred că un exercițiu bun pentru sfârșitul de an este să ne facem o identificare a calităților de care ne bucurăm și pe 2023 să le ținem cu noi așa într-un buzunar, să le mai scoatem din când în când, să ne uităm la ele, să zicem, wow! Alina? Cred foarte mult că liderii ar trebui să-și asume rolul de lider și să crească oameni pe lângă ei și să investească continuu și neîncetat în oamenii pe care se bazează zi de zi. Doamnelor, eu vă mulțumesc pentru că am fost împreună la acest sfârșit de an. Este chiar ultima emisiune din anul acesta. La mulți ani. Ce prezență frumoasă avem în acest sfârșit de an. Vă mulțumesc încă o dată. Iar noastră sperăm să avem un an mai bun. Da? În 2023 se anunță destul de multe lucruri interesante pe zona aceasta de tehnologie și rămâneți aproape de Forum IT să aflați cele mai noi informații din acest domeniu. Rămâneți în continuare pe Canal 33 România. Ne vedem data viitoare la noua emisiune Forum IT.